chiar în momentul în care dumneavoastră îmi dădeați aceste explicații asupra simbolisticii omului văzut din spate, am observat cum colegul nostru a schimbat poziția camerei, probabil ca să vă filmeze din spate. Da. Cum ați selecționat portretele oamenilor văzute din spate? Această carte e o carte pe care am făcut-o într-adevăr singur și o carte care am pregătit-o mult timp, uitându-mă în muzee. Evident, la început a fost o soluție simplă de a vedea în muzee, de a descoperi, pentru că poziția este o poziție puțin utilizată, de a descoperi aici și acolo oamenii văzuți în spate, în tablouri vechi, în tablouri de Masaccio, cum de exemplu sunt în carte, dar și în tablouri recente ca lui Picasso. Și după aceea am încercat, de la această varietate enormă de posturi ale omului, am încercat să analizez ce spuneau ele, cum le putem integra. Pentru că, de exemplu, oamenii în foarte multe tablouri vezi oamenii văzuți din spate când ei sunt plasați într-o situație secundară. Protagoniștii sunt în situația centrală, cum suntem, de exemplu, un tablou celebru, Saint-Luc, care pictează pe Madonna, cum suntem noi, eu sunt Saint-Luc, dumneavoastră Madonna, în spate, pe un pod, să văd două personaje care sunt complet indiferente față de scena principală a noastră. Să uită spre un râu care curge în spate. Deci, într-un tablou, se integrau două scene. Scena principală, Saint-Luc, Sfântul Luca cu Fecioara, și în scena din spate, doi oameni normali care au complet indiferenți. Deci, într-un fel, artistul relativiza importanța scenei principale. Sunt foarte multe tabluri. Raportându-o la indiferența celorlalți. Deci acest lucru e foarte interesant de analizat. După aceea am descoperit și în teatru și în pictură importanța spatului pentru oamenii care pleacă. Oamenii care se la un moment dat consideră că vocația lor s-a terminat, și un foarte frumos portret din spate al marelui regizor Tadeusz Kantor, despre care vom vorbi aici, la capătul spectacolului lui, el a înfășurat fața de masă, a luat-o sub braț și îl vedem fotografii din spate. Publicul nu-i vede decât spatele, și acesta era semnul sfârșitului, dar și al îndepărtării lui de lume. Cred că această tematică a spatelui omului este o tematică extrem de neașteptată, dar și de bogată. Poate fi spatele la fel de sugestiv din punct de vedere portretistic, la fel ca privirea, ca ochii? Nici de cum. Evident că toată lumea consideră că e fraza celebră, că ochii sunt oglinda sufletului, e ideea centrală a renașterii, totul se joacă în ochi. Alții spun o altă formulă, că alții spun surâsul să arate ce ochii nu poate să arate. Totul se joacă, expresivitatea omului se joacă în jurul figurii. Arta occidentală e o artă a figurii. Spatele este fața secretă. Spatele este noaptea față de zi. Dar cât putem iubi noi noaptea, noaptea niciodată nu va fi atât de importantă pentru umanitate ca ziua. Ceea ce am încercat să spun este nu să înlocuim analiza privirii, analiza figurii prin analiza spatelui. Ceea ce am încercat să spun este să nu uităm și spatele. Privirea, figura este retorică, vorbește, expresivă, câteodată prea expresivă, dar să nu uităm că mai există și un alt domeniu, domeniul spatelui, domeniul nopții, acest domeniu al secretului pe care fiecare dintre noi îl poartă cu sine, dar îl poate controla mult mai puțin. Vă propun să nu privilegiem pictura în defavoarea teatrului, să trecem la un subiect teatral. Ce reprezintă pentru dumneavoastră Clujul teatral comparativ cu alte orașe teatrale din România?
Clujul teatral, nimic special, decât un singur eveniment foarte important este faptul că ne-am întâlnit cu Mihai Mănuțiu în jurul spectacolelor pe care le-a făcut și pe care le-am descoperit la București. Acum știu că pregătește o nouă versiune a unui mare spectacol pe care eu l-am apreciat cu totul și cu totul deosebit, Caligula, pe care l-a făcut la Teatrul Municipal de la București. Care va fi marchie la Teatrul Maghiar. Dar în altă versiune, se pare. Și cu Mihai Mănuțiu, el mi-a propus să scriu un text pentru a fi pus în scenă și atunci eu am scris un text care nu e un text de teatru, care se intitula Uitarea, care a apărut la editura Apostrof, grație Martei Petreu, pe care am cunoscut-o atunci și care îi mulțumesc de a fi publicat această carte, reluată astăzi într-un volum publicat la Cartea Românească, intitulat Trilogia Îndepărtării, și Mihai Mănuțiu a pus în scenă Uitarea. A fost primul meu text jucat de scenă, jucat pe o scenă și după aceea și interpretat de mine. Deci la Cluj mi-am făcut debutul și ca autor, ci și ca actor și după aceea am mai venit la Cluj invitat de Gabor Tompa și el de asemenea un prieten și un artist pe care îl respect. Într-un fel, raportul meu din prima perioadă a vieții cu Clujul e un raport foarte aproape inexistent. Raportul cu Cluj e un raport recent legat de prieteni și cred că întotdeauna raportul cu un oraș nu depinde de oraș, doar dacă sunt marile capitale, dacă e Roma, Parisul. Care sunt mai impersonale, mai impersonale. Sub raport uman. Da, pe când, de exemplu, Sibiul pentru mine e legat de Aureliu Manea, mare regizor, care din păcate e și acum într-un spital psihiatric aici lângă Cluj, dar Sibiu e legat de Manea și după aceea de festivalul de la Sibiu condus de Constantin Chiriac, Clujul e legat de Mihai Mănuțiu. Cred că orașele cu o identitate puternică au nevoie de un parteneriat psihic cât mai marcant pe planul legăturilor afective. Legăturile afective contează foarte mult în teatru, mai mult decât în alte arte, cred eu. Și pentru că a venit vorba de legături afective și de un subiect mai emoțional, ați condus recent numărul consacrat României în întregime al revistei Alternativ Teatral. Cum ați conceput acest număr? Acest număr a fost o idee a unui prieten cu care conduc împreună revista, Bernard Debru, dar evident că eu am condus numărul împreună cu o colegă, Mirela Nedelcu Patiro, și ideea centrală de a răspunde unui cititor străin care se întreabă ce se întâmplă în România. Adică nu era ideea de a face un număr antologic despre scena românească. Ideea centrală, greu de precizat, se cheamă de altfel La Seine Rumaine, Le Défi de la Liberté, Încercările Libertății, era să arăți ce s-a întâmplat pe scena românească în ultimii 20 de ani, care au fost marile mutații, apariția teatrelor independente, consacrarea acordată lui Beckett, autor devenit central pe scenă românești, interzis înainte, importanța teatrului antic pentru scena românească, și Doina Modora a scris un eseu admirabil despre acest lucru, și după aceea portrete de artiști. Deci, numărul conține informații pe care cred că spectatorii români le cunosc, dar punctul nostru de vedere era de a ne adresa celor din afară și cred că privind numărul, poate una sau două excepții, turul de orizont, panorama artistică și tematică este destul de justă și ea se acompaniază de calitatea cu totul și cu totul excepțională a iconografiei datorată Mihaelei Marin, care a asumat întreaga iconografie a numărului. Există un stil teatral pe care îl preferați?
Puteți să-l definiți? Într-un fel, cred că dacă ești pasionat de critică de teatru ca și mine, e un pericol să ai un stil teatral pe care să-l preferi, pentru că atunci devii artist. Artiștii au un singur stil, care e stilul lor și care se bucură să-l regăsească în alte spectacole. Dacă ești critic, într-un fel, vocația ta e să rămâi deschis și să cauți acele spectacole care în sistemul lor, în logica lor interioară, sunt împlinite. Dar aș spune că astăzi se precizează pentru mine un anumit stil, un stil pe care l-am descoperit în spectacolele regizorilor de 40-50 de ani, ca în Polonia Warlikowski, în România Felix Alexa, spectacole în care există o implicare autobiografică foarte puternic a regizorului. Regizorul nu este doar un simplu interpret al textului, dar spectacolul în același timp în care forma teatrală este extrem de controlată. Spectacole care fac într-un fel frumusețea plastică a tabloului este susținută de emoția artistului. Personal sunt mult mai puțin sedus de anumite spectacole de mai dezordonate, mai haotice, mai explozive, mai violente, propuse de scena germană. Dacă ar fi să aleg, aș spune că pentru mine modelul, stilul care mă interesează cel mai mult este stilul scenei poloneze și în special al unui mare regizor, Warlikowski, care a fost prezent în cadrul Festivalului Național de Teatru cu un spectacol admirabil care se chema Dibuc și pe care maestrii vârstnici ai teatrului românesc, Radu Penciulescu și Valeriu Moisescu, l-au admirat profund. Câțiva tineri mai rapizi și puțin mai precipitați l-au considerat că nu era destul de modern, dar neînțelegând că modernitatea nu e întotdeauna o expresie preexplicită a refuzului trecutului.